Spuneți-mi ce este bullying. Bullying? Da. Bowling, știi? Bowling? Joacă care așa să aruncă, nu? Ce este bullying? Nu cunosc așa cuvânt. Nu înțeleg despre ce merge vorba. Bullying, bullying, nu știu ce. Nici n-ai ajut cu bullying. De pe internet așa. Așa. Și pe internet poate să fie. De exemplu, freelance sau și mai este acolo trading sau... Bulimia, bullying, bowling. Нет у меня. Разное насилие, но такое название вот первый раз от вас слышу. Булингул есть акциунили, фие инчеркерили для аффекта у персоны. Уни копий се întreaptă cu un comportament mai agresiv sau discriminează pe alții pe baza mai multor criterii. Copiii între ei se confruntă cu diferite discriminări, poate să fie și de gen și față de corpul, intelectul și multe altele. Localitate. Vă confruntați cu acest fenomen? Nu pot să spun nu, însă pot să spun că ne confruntăm. La noi localitatea e liniștită. Parcă n-am auzit așa cazuri extreme. Un loc unde se poate și este, dar știu că este bowling. Am mai fost pe undeva, pe unde se joacă bowling. Dar bowling... Nu știu. Violență în școală este? Nu, n-am auzit la școală, nu cred. Școală, dar e de învățământ, să învață copilul să crească, să nu facă așa ceva. În școală sunt cazuri. Sunt cazuri, dar copilul meu nu s-a întâmplat așa ceva. Chiar și eu singură am trecut prin aceasta, n-a fost foarte plăcut, este greu, dar cu ajutorul unui psiholog poți să treci prin asta. Și fetița chiar mi-a spus, chiar și mâna au ridicat. Mult depinde și de copil. Cum se adresează la profesori, cum cu colegi de clasă. Și mult înseamnă educația de acasă. Copilul vine acasă și îmi spune, uite, m-am export foarte urât cu noi. Și am întrebat, în șfel sport urât, ne numești cuvinte care nu bune, ne spune, nu spune, despre vim în carte, dar... Cuvântul e urât, biliță-vă în carte, nu-i frumos așa cuvinte. Cine? Copiii sau? Profesoarea, chiar profesoarea. Cum credeți, ce trebuie să fac copilul care este bulinguit? Numai decât că trebuie să anunțe instanțele care răspunde aceasta. Numai decât să apeleze după ajutor. Trebuie de adresat la directoare sau la dirigintă, dacă este în școală, acasă, la părinți. Bullying este un termen care provine din limba engleză, respectiv nu este o traducere mot-a-mot, dar mai poate fi asociat cu așa termen ca hărțuire, intimidare, înjosire, include trei criterii, intenție ostilă sau intenție de a înjosi pe cineva, presupune criteriul de repetabilitate, acest comportament se repetă de mai multe ori și există un dezechilibru de forțe, de putere, între agresor și victimă. Cel mai des are loc în grup. De obicei, deci avem un agresor sau mai mulți agresori poate să fie, este victimă și sunt martorii implicați în procesul de bullying. Poate să manifeste atât la nivel verbal, prin faptul că cineva poreclește sau încearcă să înjosească prin cuvinte în mod repetat, ostil, poate să fie la nivel de agresivitate fizică, da? Îmbrânceală, lovire sau chiar deposedare de careva bunuri. Poate să fie la nivel de relații, atunci când nu îi se spune neapărat ceva rău, nu este îmbrâncit cumva fizic, dar este în mod intenționat izolat de ceilalți. Bullying-ul se bazează mult pe stereotipuri și discriminare. Stereotipuri față de persoane din diferite grupuri, cum ar fi minorități etnice, religioase, statutul social-economic, față de copii cu dizabilități. Desori care am văzut bullying față de exemplu, față de copii care învață cel mai bine, când sunt poricliți și cumva izolați de ceilalți, mai ales dacă nu dau să copii. Da. Deci când vorbim de situații dificile, conflicte, de oricare formă, agresivitate, violență, în rândul copiilor și adolescenților, recomandarea de bază este să ceară ajutor de la adulți. Dacă victima se teme să ceară ajutor, dacă victima nu știe cum să ceară ajutor, atunci martorii ar putea să ajute victima împreună cu victima să ceară ajutor. Pun că o să mă fac drujine. Mă gine tak. Можете ви мне подскажете, что это такое? Смешно, да? Вот видите.
Я задаю здесь вопросы. Ну ладно,